Hristos a înviat. Dragi oameni ai Lui Dumnezeu, Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 1 la 21, este pasajul biblic spre care vom privi și în care ne propunem să umblăm în această zi. Capitolul pomenit îl prezintă pe Iisus în mijlocul activității sale publice. El revine în Galileea și în sinagoga din Capernaum afirmă despre sine că este pâinea vieții. Iar ca o consecință acestei afirmații, autorul accentuează credința sau refuzul omului în fața acestui adevăr. Structura capitolului 6 este practic la fel ca cea a capitolului precedent, fiind vorba ca și în capitolul 5 despre o minune urmată de o cuvântare, cu diferența că în capitolul 6 cuvântarea Domnului este precedată de două minuni și nu una ca în capitolul anterior. De menționat este faptul că evenimentele prezentate se desfășoară în jurul unei teme specific ioaneice, anume în sărbătoarea Paștelui Evreiesc. Mesajul evanghelistului se înscrie într-o ecuație doctrinară extrem de simplă. Isus este pâinea vie care se coboară din cer. Ea trebuie consumată în actul credinței de pline, fiind condiția sinec qua non, adică fără de care nu se poate pentru dopândirea mântuirii. Cel care primește în credință și supunere cuvântul Domnului și persoana celui întrupat, intră în comuniune desăvârșită cu Dumnezeu, trăind anticipat viața veșnică. Pe calapodul acestor două idei este clădită de către autor întreaga structură doctrinară a capitolului 6. Prima minune cea a înmulțirii pâinilor, în viziunea lui Ioan, este semnul prin care în Galileea începe lucrarea profetului Teuteronomic, prin descoperirea sa ca sursă care hrănește noroadele, sau pâinea care hrănește noroadele. Spre deosebire de sinoptici, Ioan prezintă inițiativa ca venind de la Isus. Fondul pe care clădește Ioan și prin care oferă și mai multă relevanță semnul care îl revelează pe Mesia, este acela al unei imagini văzută de Isus când își ridică ochii. Era o mare gloată, spunea autorul, care venea spre el și care trebuia hrănită. Iar Mântuitorul întreabă retoric, de unde vom cumpăra pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Narația continuă și îl conduce cu exactitate microscopică pe cititor la concluzia intenționată de altfel de Isus și consemnată prin cuvintele. Știa ce are de gând să facă. Era intenționată de fapt identificarea neputinței umane de a oferi hrana necesară noroatelor. În, în acel moment, Isus dă un ordip care urma să sublinieze în opoziție cu neputința umană gratuitatea și noutatea darului. Oamenii s-au așezat, Domnul ia pâinile, mulțumește lui Dumnezeu și mai apoi dă ucenicilor spre împărțire celor care ședeau. Binecuvântarea este rodnică, iar Domnul solicită să fie adunate firimiturile. Aici ni se predă o altă lecție, cea a supraabundenței darului lui Hristos. Altfel spus, simbolistica minunii face trimitere la episoade vechi testamentare pe care Isus le actualizează, ancorându-le în noul viac eschatologic, în care neputința omului de a se hrăni spre viața cea veșnică este soluționată de darul pe care îl face Isus în sine, căpâinea vieții și care este oferit într-o măsură fără măsură. Minunea înmulțirii pâinilor, înfăptuită de Isus și destinată celor care L-au urmat, are drept scop revelarea puterii sale ca Mesia și profete scatologii. Semnul care succede acestei minuni este umlarea pe apea Mântuitorului. Această minune este de destinată acum doar ucenicilor săi, cu menirea de a-i face pe aceștia să înțeleagă Divinitatea Lui. Evangeliștii Marcu și Matei relatează și ei acest episod, dar se raportează la el de unghiul prezenței miraculosului în eveniment. Ioan nu este preocupat de acest aspect. Obiectivul său constă în a pregăti pe cititor și pe ucenic pentru înțelegerea a cine este Isus cu adevărat. Astfel, autorul Evangheliei consemnează cuvintele lui Isus: Eu sunt, nu vă temeți, care ar trebui interpretate mai degrabă ca o invitație adresată ucenicilor de Domnul spre a se deschide spre El. El, Isus, Om și Dumnezeu. Spațiul alocat acestei meditații ne permite doar să mai formulăm concluzia la relatarea minunii umblării pe ape. Credem că evanghelistul Ioan intenționează să sublinieze faptul revelator Că sub înfățișarea umană a lui Isus se ascunde identitatea persoanei sale divino-permanente. Cel care știe să citească în persoana cuvântului întrupat manifestarea lui Dumnezeu devine ucenicul lui. Rămâne unit cu învățătorul din Nazaret, în ciuda nepătruns care înconjoară persoana sa divină. Fiți binecuvântați de Domnul. you mm -hmm.